Bună dimineața, eu sunt la bucătărie, am fost să cumpăr pâinica, acum am laptele pe foc, vreau să-mi fac un cappuccino. Astăzi vom găti niște chifteluțe marinate în sos de roșii. Încă nu mă pot apuca de ele pentru că carnea mea tocată încă nu s-a dezghețat, încă este la dezghețat. Cred că am să bag un meci de Fortnite și apoi vom găti. Yeah.
Bună dimineața, este ora 9:30. Cea mică doarme, i-am dat să pape, am fost cu ea, am luat pâinica, acum doarme, eu sunt la bucătărie, am pus niște boabe de fasole la fiert, vreau să fac o ciorbică de fasole. Sper să reușesc, Nicu a plecat la București, are puțină treabă acolo. Am băgat la spălat, trebuie să fac curat. Nu știu dacă reușesc să le fac pe toate, pentru că cea mică este printre picioarele mele dacă o pun în premergător. Ieri am mai citit, v-am arătat și cam atât până în momentul de față. Ne auzim, nu știu exact când ne auzim, dar ne vom auzi cât de curând. Caro? Carolina? Tata? Mama? 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 Mama.
vreau să vă arăt o comandă. Am făcut o comandă acum câteva zile pe Modivo. Am comandat lui Nicu două tricouri. Unul de la Adidas, tot pe negru, de la Puma. Am prins reducerile de Black Friday și am dat comandă. Eu îi băgasem în coș vreo 5 tricouri sau 4 tricouri, însă mi-a zis că vrea doar 2 și a ales el pe care le-a vrut. Și am dat comandă. Caro, ziceam să mai bag un meci de Fortnite, doar că mi s-a descărcat joystick-ul, așa că trebuie să-l bag la încărcat. Nicu încă n-a ajuns acasă de la București. Mi-au ieșit și mie câteva coșuri pe aici. Sper să scap de ele cât de curând. Ce voiam eu să vă spun este că vreau să fac pre-vlogmas. Cred că voi începe de pe data de 24 noiembrie cu pre-vlogmasul. Mai am puțin și termin și cartea aceea pe care am cumpărat-o, nu știu, acum o lună? Cred că acum o lună. Am să vă spun la final cum mi s-a părut, cum este povestea, dar întâi să o termin. Vedeți aici în spatele meu o cutie foarte mare. Am comandat niște produse de curățenie de pe un site, preț bun, site-ul este pe Facebook, este o pagină creată acolo cu numele Preț Bun. Am făcut o comandă, nu a fost chiar pe măsura așteptărilor mele, însă produsele mă vor ajuta în curățenie. Sunt binevenite aici în apartamentul nostru și vreau să vi le arăt imediat. Trebuie să le aduc de la bucătărie aici. Imediat le aduc și vi le arăt. Bun, deci am zis că revin cu produsele de curățenie. A fost acest Savex. Avem aici lavete. Lavetele le folosesc. Avem un mop, cârlige, bureți, 20 de bureți, avem un mic pentru pardosele, pentru suprafețe laminate, avem un detergent pentru geamuri. Avem un Semana mic. Avem un chief. Avem încă un mai. Sincer, mai mult îmi place cum miroase acesta. L-am mirosit pe acesta cu liliac, doar că nu mi se pare că miroase atât de bine. Acesta mi se pare că miroase foarte bine. Un as. Eu nu prea folosesc asul. De fapt, nu-l folosesc deloc. Folosesc Vanish, asul cel mai probabil îl voi da bunicii mele la țară. Am primit și un Vanish, un pur pentru vase și aceste trei ghivece. Și ce am mai primit a fost o găleată pentru mop. Însă n-am mai adus-o, este în bucătărie, lăsată acolo. Aceste trei capsule pentru mașină, pentru haine. Sunt puțin dezamăgită de site. Puțin dezamăgită, pentru că eu aceste produse le voi folosi. Chiar dacă nu au fost la măsura așteptărilor mele, le voi folosi, pentru că v-am spus și într-un vlog, cred că acum două vloguri sau trei vloguri, că am nevoie de produse de curățenie și caut în toate părțile produse de curățenie. Așa că sunt binevenite, pot să încerc ceva nou. Abia aștept sincer să-l încerc pe acesta. Miroase foarte bine. Sper să
Mamă, sper să persiste și să miroasă în toată casa portocală, a lămâie, nu-mi dau seama ce miroase, dar miroase extrem de bine. Caut mereu produse de curățenie care au un parfum rezistent, care să curețe foarte bine, însă nu mi se pare că am găsit până acum. Dacă aceste produse își fac treaba, cu siguranță am să mai comand de pe acea pagină de Facebook și îmi voi continua treaba cu ele. Carolina este o neastă împărată, nu stă deloc. Oricum, cred că v-am arătat și videoclipul în care mă certam cu ea pentru că nu mai spune mama, spune doar tata. Carolina a spus prima dată mama, iar apoi tata. Tata spune de cam 2 săptămâni, cam așa, de 2 săptămâni, 2 săptămâni și un pic. Am întrerupt un pic vlogul pentru că m-a sunat Nicu, acum pleacă de la București. Ce vă ziceam eu, unde rămăsesem, la faptul că Carolina a spus prima dată mama și apoi tata și mă cer cu ea să zică din nou mama, să zică și mama, dar nu mai vrea să zică, zice doar tata. Cam atât în momentul de față. V-am spus că vreau să fac pre-vlogmas. Inițial voiam să-l încep pe data de 23, însă cred că îl voi începe pe data de 24, ca să fie fix o săptămână. Iar de pe data de 1, vlogmas. Ce e, Caro? Ce e? Ce s-a întâmplat? Hei! Deci cam atât de la fața locului, bag și eu joystick-ul la încărcat, iar apoi merg în casă, merg în casă și voi da drumul la Netflix.